Așa cum am menționat și la sesiunea anterioară, îmi doresc ca în sine ceea ce vă voi prezenta acum să nu rămână cu scop informativ și cu scop de prezentare, ci mai departe voi să puteți prelua sfaturile și recomandările și informațiile de aici și să le treceți prin propriul vostru filtru, ca să zic așa, și să le puneți în aplicare așa cum considerați de cuvință. Așa cum povestea și Natalia, sesiunea de astăzi, de acum, este despre telefoane mobile. Înainte să încep sesiunea în sine, o scurtă recapitulare pentru cine n-a fost la prima sesiune de dimineață. Așa cum a spus și Natalia, fac parte din echipa Code for Romania și Commit Global. Code for Romania este o asociație non-profit care folosește tehnologia civică, tehnologia în general și civică pentru a rezolva probleme sociale, iar Commit Global este organizația care a luat naștere din eforturile Code for Romania. Misiunea noastră este să aducem tehnologie acolo unde este nevoie de ea și pentru binele comun. Mai ales pentru ONG-uri, pentru care avem de altfel o întreagă suită de aplicații dedicate. Revenind la telefoanele mobile, aș vrea să încep prin a spune că telefoanele și, în general, și laptopurile, dar mai ales telefoanele, sunt niște instrumente. Și sunt niște instrumente care, de fapt, au atașate de ele, ca să zic așa, identitatea noastră digitală. De aceea, fie că e vorba de un telefon sau de un laptop sau de orice altfel de device, trebuie să fim conștienți că această identitate trebuie să fie, de fapt, protejată și nu obiectul. Desigur, și obiectul, dar mai mult decât obiectul în sine. Dacă pierdem telefonul sau dacă, nu știu, îl scăpăm pe jos și s-a stricat, e ok. Nu, este doar un obiect pe care important e să putem avea acces la ce este mai departe de obiectul nostru. Astfel, având lucrul ăsta în minte, e foarte important să ținem seama de faptul că orice informație stocată prin aceste dispozitive, respectiv prin telefoanele mobile, poate fi expusă unui risc în caz de acces neautorizat. De aceea o să povestim cum putem să ne ținem telefonul în siguranță și am aflat și la sesiunea anterioară ținută de Alex despre parole și despre alte metode de securizare. Trecând puțin la povestea despre sistemele de operare. Fiecare telefon care este un obiect, are un sistem de operare, așa cum are și calculatorul, așa cum au toate dispozitivele noastre. Ei bine, acest sistem de operare, practic, ne ghidează și felul în care folosim telefonul. Suntem familiari cu iOS, care este sistemul de operare pe iPhone-uri, cu Android, care este un sistem de operare pornit ca fiind open source, discursuri deschise, dar o să ajungem și la punctul în care vom povesti despre Google și cum nu este de fapt open source Android, sistemul de operare de pe telefoanele care folosesc Android. Și avem și Huawei care lucrează și l-a și lansat de altfel un sistem de operare tot de tip pornit de la Android, doar că este custom pentru device-urile lor, care nu este tocmai cel mai fericit. Astfel, ceea ce vreau să subliniez în mod special este că nu există cel mai bun sistem de operare pentru securitate, cum nu există nici cea mai bună mașină pentru a evita un accident. Există sisteme de operare mai bune decât celelalte. Cele pe care le-am prezentat, le-am pus eu logo-urile aici, sunt cele mai cunoscute. Desigur, există și foarte multe sisteme de operare pentru telefoane mobile open source, adică
la care putem să vedem codul sursă. Ideea cu cele populare, respectiv Apple, Google și, mă rog, Huawei, este că deseori, odată cu sistemul de operare, sunt anumite componente ale acestuia care sunt proprietary, adică, exemplu, Android. Android, în esență, a pornit ca un sistem de operare open source. Dar, în momentul în care Google a preluat și a făcut propria lui versiune, a adăugat niște componente care țin strict de Google și care nu sunt deschise publicului larg. Drept urmare, nu mai este așa cum, nu mai este în totalitate open source așa cum știam și așa cum îl percep. Utilizatorii telefoanelor mobile, în general, nu au întotdeauna control asupra acestor componente și nu pot mereu să verifice funcționalitatea lor. Așa cum este și în cazul Apple, care nu are un cod open source, astfel încât noi ne încredem practic în ceea ce ne spun aceste companii. Ceea ce este ok. Dar, desigur, întotdeauna o să existe preocupări despre cât de sigure ne sunt datele, cât de confidențiale informațiile pe care le avem acolo și așa mai departe. O să trec un pic mai departe, către aplicații în sine. Am povestit un pic de sistemul de operare și despre ce implică el, dar cred că e foarte important să ajungem și la aplicații. Că sistemul de operare, de bine, de rău, e deja instalat la noi pe telefon. Când ne cumpărăm un telefon din magazin, dacă e Apple, are iOS, dacă este Samsung, de exemplu, are Android. Și aici putem, de exemplu, în cazul unui telefon Android, putem să-i mai schimbăm sistemul de operare. Foarte greu, dar putem reuși să facem acest lucru. În cazul dispozitivelor Apple, lucrul ăsta este mai puțin posibil. Ajungând la aplicațiile avem liber arbitru să le instalăm noi cum dorim. Dar în momentul în care instalăm o aplicație mobilă, deseori ni se cer permisiuni pentru diverse lucruri. Ideea cu aceste permisiuni este că, într-adevăr, unele dintre ele sunt absolut cruciale și necesare ca să funcționeze aplicația la capacitatea ei maximă. Ca să dau un exemplu, noi am dezvoltat aplicația Ceasul Bun, da? Care are un pas la un moment dat în care în aplicația asta poți să depui cereri în cazul în care ai fost victima unui abuz într-o instituție. Și la un anumit pas în această aplicație, în timp ce tu depui cererea, există un câmp unde poți fie să îl activezi ca să-ți găsească locația, centrul în care te afli, sau poți să scrii tu manual numele centrului. Ei bine, noi nu am fi putut să avem acea funcționalitate dacă nu aveam acces la locația telefonului. Din nou, ceea ce am făcut noi a fost să nu restricționăm accesul omului la a-și depune plângerea doar dacă are locația activată, ceea ce probabil pentru o aplicație comercială se poate întâmpla, pentru că multe dintre ele îți limitează accesul la funcționalități cu totul, chiar dacă există alternative, dar nu am făcut acest lucru. Ala este un tip de permisiune care era necesară pentru buna funcționare a aplicației, mai degrabă pentru funcționarea ei la capacitate maximă. Pentru că de multe ori noi când instalăm o aplicație, suntem foarte curioși și foarte repeziți să vedem ce face ea, tindem să apăsăm OK, suntem de acord cu toate permisiunile, suntem de acord cu poate să ne ia și sufletul. Dacă scrie acolo, probabil se va întâmplă și asta. Ei bine, ar trebui să fim un pic mai, nu știu, sceptici, așa, când dăm permisiuni la aplicații. Pentru că, de multe ori,
Dacă dăm permisiuni fără discernământ, putem ajunge ca dispozitivul nostru să fie expus la anumite riscuri de exploatare a celor date. Pentru că noi când dăm o permisiune de locație, da, și să zicem că telefonul ne are permanent acces la locația noastră, informația aia se stochează într-o bază de date. Ori dacă acea bază de date a fost spartă, automat, cine a spart-o, probabil că va ști și unde ne-am băut cafeaua de dimineață. Ceea ce nu este cel mai fericit caz. Așa că e foarte, foarte important să citim permisiunile și termenii și condițiile ale aplicației când o instalăm. Pentru a exemplifica cum să-i zic în română, sfat, am ales un studiu de caz pentru sesiunea noastră de astăzi. Dacă vrem să știm înainte de a instala o aplicație ce permisiuni sunt necesare pentru a funcționa, putem verifica acest lucru în App Store, în magazinele din care o luăm, respectiv Google Play Store sau App Store pentru iPhone-uri. Și eu am luat ca studiu de caz astăzi TikTok, care este o aplicație arhi folosită în momentul de față. Majoritatea oamenilor din jur navighează pe această aplicație. Ea, la prima vedere, pare o aplicație foarte simpatică, așa, cu niște videoclipuri, se dau repede, nu se întâmplă ceva foarte sofisticat acolo. În realitate, eu, de exemplu, aici am pus pe slide un print screen din App Store, unde sunt arătate toate permisiunile de care este nevoie pentru această aplicație sau și ce fel de date ar putea fi stocate. Dacă ne ducem la aceste secțiuni, și pe Play Store e la fel. Și acolo există secțiune de privacy și permissions. Dacă ne uităm puțin la această aplicație unde noi derulăm filmulețe cu pisoi care miaună, vedem că există posibilitatea ca datele noastre de contact să fie folosite sau să fie date și către third parties, către terți. După aceea avem datele care sunt legate de noi și care ar putea fi colectate prin această aplicație. Avem aici și contacte, și locație, și istoricul de navigare, și conținut, și informații financiare și așa, că am aflat că prin această aplicație pot să cumperi niște puncte. Deci, automat, tu acolo probabil că poți să-ți salvezi și un card sau o metodă de plată. Așa. Și mai există și datele care nu sunt neapărat legate de identitate, de folosire. Așa că de fiecare dată când aveți dubii cu privire la o aplicație sau cum folosește ea datele noastre, puteți să consultați aceste secțiuni din magazine înainte să vi le descărcați. Pentru că ele sunt de regulă puse într-un limbaj foarte ușor de citit și nu poți să încarci tu ca dezvoltator o aplicație în cele două magazine fără să treci printr-un proces lung de verificare și fără să pui acolo toate informațiile respective. Pentru că dacă nu le pui, aplicația ta nu va ajunge în magazine. Deci, aici, cel puțin pentru Google și App Store, pot să zic acest lucru. Menționa Natalia la început că o să povestim și despre aplicațiile ascunse. Am ajuns și în acest punct, că acum am aflat și de sistemul de operare, am aflat și de aplicațiile pe care le instalăm noi. Ei bine, există și acest concept de aplicații ascunse. Ce sunt ele? Sunt aplicații care nu sunt la vedere și care
pot să ruleze în background fără permisiunea explicită a utilizatorului, a celui care are telefonul mobil. Desigur că există aplicații ascunse care sunt ascunse, care nu sunt la vedere, care sunt necesare pentru funcționarea sistemului de operare, pe care nu le putem șterge de obicei pentru că sunt preinstalate cu sistemul de operare, dar sunt și aplicații care pot fi instalate într-un mod rău intenționat, ca să zic așa, fără permisiunea noastră explicită și care pot să ne compromită informațiile de pe telefonul mobil. Ca să vedem aceste aplicații ascunse, să le scoatem la vedere, ca să zic așa, putem să mergem în funcție de telefonul pe care îl avem. În App Store avem o secțiune în setări de aplicații. Există această secțiune și pentru telefoanele Android la setări. Practic, noi putem să ne ducem în App Drawer, știu că așa îi zice la Android, și putem să vedem acolo toate aplicațiile care sunt instalate și care rulează pe respectivul telefon, chiar dacă noi nu le vedem. Și de acolo putem să le dezinstalăm, să le dăm disable, că unele nu le putem dezinstala, ci le putem dezactiva. Doar că nu sunt chiar atât de ascunse. E adevărat, implică câțiva pași extra ca să ajungi la ele, doar că nu sunt total nedescoperibile, ca să zic așa. Bun. Acum, pe acest slide câteva sugestii pentru o utilizare mai sigură a telefonului mobil. O să trec prin fiecare în parte și o să povestesc puțin mai mult decât e scris aici. Așa cum o să încep cu prima, care spune să ne actualizăm regulat software-ul pentru a beneficia de cele mai recente patch-uri de securitate. Asta e valabil și pentru sistemele de operare. Așa cum am menționat și în prima sesiune, este indiferent de dispozitivul despre care vorbim, că vorbim de un telefon mobil, că vorbim de un laptop sau de un router sau de orice dispozitiv care are un software sau de orice alt software în general, orice aplicație, este foarte, foarte important să le ținem up-to-date cu cele mai recente actualizări. De ce? Pentru că există, în general, o muncă continuă a dezvoltatorilor să găsească toate problemele sau toate lipsurile din punct de vedere al securității și cu fiecare update, probabil că mai vine și cu un patch, se numește, de securitate, adică o rezolvare, ca să zic așa, a acestor probleme sau vulnerabilități descoperite. Al doilea punct se referă la instalarea aplicațiilor. Toată lumea ar trebui să-și instaleze aplicații din surse de încredere. Ce vreau să zic cu surse de încredere este faptul că de preferat ar fi să ne instalăm aplicații doar de pe magazinele oficiale ale telefoanelor noastre, pentru că în aceste magazine există pentru a pune o aplicație ca dezvoltator în magazine, trebuie să treci printr-un proces mai lung de verificări. Inclusiv aplicația este verificată, inclusiv termenii și condițiile sunt verificate. Drept urmare, există niște oameni care au făcut un check la aplicația aia ca să vadă dacă ea este adevărată sau este o problemă pentru utilizatori. Așa că recomand cu mare încredere și cu mare pus accent pe recomand să ne instalăm aplicații doar din magazinele oficiale. Desigur, există și magazine neoficiale și magazine open source cu tot felul de aplicații.
Sunt extraordinar de multe. Eu personal nu am făcut research în domeniul ăsta să văd cam ce standarde de publicare a aplicațiilor sunt în toate aceste magazine. Îmi imaginez că nu sunt, fiind open source sau fiind așa liber arbitru, probabil nu sunt la fel de multe cum sunt aici sau chiar deloc. Știu că pe unele dispozitive, pe unele telefoane mobile, cum ar fi Samsung din gama Galaxy, există un magazin dedicat pentru Galaxy, se numește Galaxy Store și probabil acela este un pic mai veridic, ca să zic așa, fiind produs al Samsung. La fel cum există și pe Huawei, pe Huawei-urile mai vechi care aveau sistemul de operare Android, dar versiunea Google. Aveau și App Gallery, care era un magazin al Huawei per se, pe lângă Play Store-ul care era al Google. Și acela acum a devenit un magazin oficial odată cu faptul că Huawei s-a desprins de Google și își folosesc propriul lor sistem de operare și propriul lor magazin. Dar, din nou, există extrem de multe magazine neoficiale și neverificate. Drept urmare, nu recomand neapărat, fără un research temeinic și nu știu, motiv foarte, foarte bun să instalăm aplicații așa sau, nu știu, găsim pe internet. Pe iPhone e un pic mai greu. Pe iPhone nu poți să-ți instalezi telefoane, nu poți să-ți instalezi aplicații așa de nicăieri, este foarte dificil. Nu poți. Poți, dacă te străduiești foarte tare, dar pe Android este foarte ușor. Adică mie mi-ajunge să am un fișier de tip APK pe care să dau click și să se instaleze. Există în toate telefoanele și mai ales în cele cu care au Android, care e și mai versatil decât iOS, există o setare pe care o putem activa, numită instalează aplicații doar din surse sigure sau nu permite instalarea din surse nesigure. Ceva de genul acesta este, pe care ar trebui să o avem activată tot timpul, astfel încât dacă cumva se încearcă, încercăm noi din greșeală sau încearcă altcineva să ne instaleze o aplicație, o să primim un pop-up și ne va informa că nu e ok, nu o face. Ești sigur? Poți să o raportezi. Acolo poți să o și raportezi către Google dacă se instalează dintr-o sursă alta decât magazinul Google. Ca follow-up apropo de aplicații din surse de încredere, vine următorul sfat. Și anume, să citim cu atenție permisiunile pe care le acordăm aplicațiilor și politicile atât de privacy cât și termenii și condițiile. Pentru că aceste două documente împreună cu informațiile legate de permisiuni ne ajută să înțelegem cum vor fi folosite datele noastre. Din fericire, în România și în Uniunea Europeană există niște standarde impuse de GDPR în ceea ce privește gestionarea datelor personale sau date care pot fi corelate cu identitatea unei persoane. Dar în alte zone ale lumii nu există în același fel o astfel de reglementare. Drept urmare, noi suntem puțin mai protejați aici și există niște norme care trebuie respectate, doar că cu toate astea există riscuri și așa cum povestea și Alex în sesiunea anterioară, este mult mai amuzant să ataci pe cineva decât să te protejezi de acel atac. Drept urmare, chiar dacă sunt niște paragrafe lungi, sunt niște pagini multe, scrise cu gri deschis, foarte greu de citit.
tot le recomand să fie măcar scanate ca să înțelegem ce se întâmplă de fapt cu datele noastre. Următorul punct este activează de oricâte ori ai ocazia autentificarea în doi pași sau mai mulți, dacă e multi-factor authentication, pentru conturile online. De regulă, așa cum a mai fost menționat, majoritatea site-urilor au acum și site-urilor unde poți să-ți faci cont, doar că fie nu sunt activate by default, fie dăm totdeauna skip la activarea lor și e foarte important să nu o facem și să ne activăm acest 2FA. Personal și nu numai personal, ci în general, 2FA-ul cu aplicație e mai sigur decât 2FA-ul cu un SMS, pentru că, de exemplu, pentru că telefoanele mobile pot fi, numerele de telefon pot fi clonate, inclusiv cartele SIM și așa mai departe, drept urmare cineva ar putea avea acces la telefonul nostru. Sau, bă, nu știu, dacă ne-a fost telefonul furat, automat e relevant că ai tu 2FA pe anumite conturi, că dacă e 2FA prin SMS, cu siguranță având telefonul în mână, o să poată să răspundă la acest 2FA. Drept urmare, de aceea este mai recomandat. Mai mult decât 2FA, să nu uităm de codul PIN sau pattern de deblocare. Deși PIN-urile sau parolele sunt mai sigure decât pattern-urile de deblocare, de exemplu, pe iPhone-uri există doar PIN. Nu există pattern-uri de deblocare. De ce? Pentru că de regulă este, dacă ne uităm la cum funcționăm noi ca oameni, pattern-ul de deblocare este ceva foarte puțin, nu știu, puțin probabil să fie ceva super diferit, să avem noi vreo mișcare a degetului foarte diferită de alți oameni. De regulă există deja niște pattern-uri foarte, foarte folosite pe care hackerii le pot recunoaște sau poate cineva s-a uitat peste umărul nostru și a văzut ce pattern avem la telefon și pe urmă că nu suntem atenți, ne-l lași și ne-l deblocat. Pe de altă parte, cu un PIN care este bine scris, evident un PIN de tipul 000234 și așa mai departe, un PIN fie format din mai multe caractere și nu numai din cifre, este mai sigur decât un pattern. Dar e important că avem un PIN, că ne e mai ușor cu un pattern. Dacă alegem un pattern să fie unul un pic mai complex și nu doar un M, un Z sau un L, că astea sunt cele mai comune, e important să avem totuși blocat într-un fel sau altul telefon. Următorul punct se referă la activarea locației și a ștergerii în caz de pierdere sau furt. Aici există, în funcție de telefon și în funcție de sistemul de operare pe care îl are, mai multe, niște moduri în care putem să ne recuperăm datele. În primul rând, până să ajungem în punctul ăla, ar trebui să avem făcut un backup și ar trebui să ne facem backup-uri. Depinde în funcție de situație, săptămânare, lunare, cum considerăm de cuvință, pentru informațiile din telefon. Astfel încât, în cazul unui astfel de dezastru, în caz că ești pierdut, furat și așa mai departe, noi totuși să nu ne pierdem total această identitate digitală pe care o avem. Și mai mult decât atât, e important să avem aceste software-uri de localizare și ștergere în caz de pierdere sau furt, tocmai pentru a preveni accesul la informațiile noastre. În cazul iPhone, există Find My, care practic îți localizează telefonul chiar dacă el este închis, locația aproximativă și
Prin acea aplicație, tu, dacă, nu știu, telefonul ți-a fost furat, îi poți șterge informațiile din el și, mai mult decât atât, nu poate fi mai departe refolosit. Nu există să îi pun setări de fabrică și apoi pe persoana care mi l-a furat să-l folosească. Nu. Pur și simplu, telefonul ăla devine un obiect total inutil pentru oricine. Dar o să vă povestesc puțin și despre celelalte în slide-ul următor. Următorul punct e legat foarte mult de sesiunea pe care am avut-o și dimineață, referitoare la rețelele de Wi-Fi nesigure. Evident că de multe ori suntem tentați să ne conectăm la Wi-Fi-ul din McDonald's în loc să ne folosim datele mobile. E foarte ok că există rețele Wi-Fi publice, doar că ele sunt foarte nesigure. Direct valabil și pentru rețelele de acasă, care nu sunt securizate corespunzător, care nu sunt criptate sau care nu au parolă, știu și eu. Este de preferat să nu fim conectați la ele pentru că există riscul interceptării datelor noastre. Și mai departe să fim vulnerabili pentru altfel de atacuri. Nu în ultimul rând, la sugestii, este și utilizarea de VPN. VPN-ul, care vine de la Virtual Private Network, este un instrument care ne poate ajuta pe noi să navigăm mai sigur pe internet. Am dat exemplul ăsta și dimineață, îl dau și acum pentru cei care nu au participat la sesiune. Imaginați-vă că internetul este așa, ca o șosea. Și datele noastre și tot ce facem noi pe internet sunt niște mașinuțe. Și VPN-ul este ca un tunel pe această șosea, pe unde, practic, când trec mașinuțele, nu sunt văzute din avion. Când nu trec prin tunel, sunt văzute. Cred că așa e cel mai ușor să explic și interceptarea datelor. Drept urmare, e ideal dacă am putea să folosim un VPN ca să ne protejeze folosirea telefonului. Acum o să povestesc puțin și de niște sfaturi punctuale și foarte practice pe care puteți să le puneți în aplicare. Așa cum povesteam, primul punct era să ne ținem software-ul și toate aplicațiile cât mai actuale și să ne astfel încât să beneficiem de toate rezolvările de vulnerabilități și pentru a verifica versiunea software-ului și a face și update. Puteți face acest lucru din setările telefonului. De exemplu, la iPhone intrăm în setări și la General Settings există modulul de software update. La telefoanele care folosesc Android, știu că este tot în setări, la About This Phone parcă era acum ceva vreme. Și acolo puteam să vedem ultima versiune a software-ului și puteam să verificăm dacă există update-uri care pot fi făcute. Acum, majoritatea telefoanelor, mai ales cele smart și cele noi, trimit notificări în momentul în care există un astfel de update, doar că noi putem fi proactivi și putem să verificăm singuri dacă există un update pentru care încă n-am primit notificare. Sau am mai pățit și eu să existe update-uri, dar să nu primesc această notificare. Și atunci e important să mai verificăm din când în când dacă telefonul nostru are ultima versiune de software. Următorul punct se referă la instalarea aplicațiilor.
Din nou, pun accent pe ideea de a folosi și de a instala aplicații doar din magazine oficiale, și anume App Store, Play Store și, mă rog, există și App Gallery pentru Huawei, dar ideal ar fi, na, să Huawei nu are o reputație foarte bună din punct de vedere a securității, a fost interzis în anumite părți ale lumii. Drept urmare, nu este un telefon foarte recomandat, dar dacă îl avem, putem să aplicăm toate aceste sfaturi și pentru el. Mai ales că folosește sistemul de operare, este pornit din Android. Bun. Următorul punct este referitor la 2FA. Așa cum s-a menționat și în sesiunile anterioare, trebuie să activăm 2FA-ul de fiecare dată când avem ocazia. Aici am pus și două exemple de 2FA care au fost menționate și anterior, Google Authenticator și mai există și Authy by Twilio. Există multe altele, aici am pus două care sunt foarte populare. Și din nou e foarte important să îl activăm. Dacă avem o aplicație minunată, dacă îl avem prin SMS, e ok. Ideal ar fi să fie cât mai sigur și să știm exact ce se întâmplă în momentul în care se activează. Am ajuns și la punctul de activare, de localizare și ștergerea în caz de pierdere sau furt. Aici am pus și aplicațiile de care povesteam mai devreme. Pentru iOS, din nou, este Find My și el este pentru toate dispozitivele din ecosistemul Apple. După care, pentru Android, avem la fel, pentru versiunea de Android a Google, avem Google Find My Device, care funcționează similar cu Find My. Unde practic putem să ne localizăm dispozitivele și putem să luăm acțiune în caz de furt sau de alte situații. Și pentru Huawei au și ei o astfel de funcționalitate. În cazul lor nu este o aplicație, este o funcționalitate a Huawei Mobile Cloud, și se numește Find My Phone. Care funcționează aproximativ similar cu celelalte. Așa cum povesteam și s-a povestit și în sesiunile anterioare, e foarte important să fim conștienți de riscurile și vulnerabilitățile la care ne expunem. Da, de la simplu furat al telefonului care ajunge în mâinile unde nu trebuie, în care nu trebuie să ajungă și care nu are un pin sau nu are un pattern sau nu are nimic care să țină pe cineva străin departe de datele noastre, automat e un risc de expunere. Mai mult decât atât, dacă dăm telefonul cuiva care are nevoie, nu știu, să dea un telefon, mare atenție, pentru că dacă facem asta, automat nu mă împiedică pe mine nimic să nu sun la telefon și să, nu știu, să mă uit prin telefonul tău. Toate aceste riscuri și toate aceste compromiteri de date ajung din nou la furt de identitate, care este un lucru foarte grav, și evident și la compromiterea confidențialității și a vieții private, mai ales că pe telefonul nostru mobil în momentul de față se află informații despre câți bani avem, câți pași am făcut ieri, cât apă am băut azi și așa mai departe. Nu mai menționez mesaje personale cu, nu știu, cu familia pe WhatsApp, cu numere de telefon. Practic, avem pe telefon, așa cum am spus și la început, o identitate și pe care trebuie să o protejăm.
Acestea fiind spuse, asta a fost prezentarea mea. Acum am lăsat 15-17 minute și pentru întrebări. Și aștept cu drag să mi le puneți.